Dacă vrei să cumperi FIFA 23, FIFA Coin sau alte jocuri super tale la cele mai bune prețuri, intră chiar acum pe Neba. Ai linkul în descriere. Ce faceți, bă, săruși? Și bine v-am regăsit la un nou episod din Cariera cu FC Brazilia în FIFA 23. Astăzi o să intrăm, cum s-ar zice, în pâine. O să jucăm și primele noastre meciuri aici pe această carieră. În episodul trecut am făcut câteva transferuri destul de interesante, cum ar fi Ivan, Cicâldău, Albu, trei transferuri de top, părerea mea, poate să mai facem câteva în acest episod, chiar aș vrea totuși să fac cel puțin un transfer, două, pentru că mai avem nevoie de câțiva jucători pe anumite poziții, chiar ar fi foarte bine. Hai să ne uităm cu ce echipe o să jucăm. Avem aici pe FCU Botoșani Chindia. Cred că o să jucăm cu FCU și cu Sepsi. Cred că e mai ok și simulăm cu Botoșani și cu Chindia. Jucăm și noi cu echipele mai importante. Chiar sunt tare curios cum vom juca. N-am mai jucat de foarte mult timp pe o carieră meci. Sper să nu fi pierdut, cum s-ar zice, din skill-uri. Bine, cred că probabil o să fie mult mai greu decât de obicei, dar na, acum asta e. O să se vadă că n-am mai jucat de foarte mult timp. Primim între timp aici o ofertă pentru acest venezuelean, Blanco, 1.300.000, băi, o ofertă destul de bună, zic, are 30 de ani, nu știu cât de mult ne-ar ajuta și așa vrem să facem echipă mai mult formată de jucători care au trecut pe la Craiova sau care au vreo legătură cu Craiova sau cu Oltenia, așa că acceptăm oferta, cum am zis, așa vreau să mai luăm câțiva jucători, cred că putem să îl vindem, avem nevoie de bănuți, chiar am câțiva jucători în cap pe care ar trebui să iau cu bani. Unul ar fi chiar aici, țac, Bauza, că tot jucăm cu FCU. Vreau să vedem dacă am reușit să-l luăm, dar mai întâi văd că mai avem aici o ofertă primită pe Neve și ăsta are 20 de ani. Hai să-l dăm și pe ăsta că nu avem ce face cu el, 54 euro. Chiar n-avem ce să facem cu el. Haideți totuși să încercăm să îl transferăm pe Juan Bauza, capitanul celor de la FCU. Chiar fi bine să luăm cei doi capitani al celor două crebe aici la echipă. Pe Ivan al deja, dacă luăm și pe Baba Bauza, o să fie forță. Mai încolo și Bancu când s-o revenit de accidentare, cum s-ar zice. Chiar ar fi super, super interesant. Dăm pe Transfer Hub 68 overall. Haideți să încercăm să-l luăm. Vreau mai întâi un schimb, să ne rugăm cu banii, pentru că încă n-am primit banii pentru Blanco și nu cred că avem așa deocamdată bani să luăm. Da, n-avem bani să-l luăm pe Bauza cu ce avem acum. Haideți să încercăm un schimb. Schimb, nu știu, Cardo, n-avem cum pe Cardo să-l luăm. Marin, Blanco, Radu ăsta. Mijlocaș ce avem? Toma. Portari, stăm nasol pe portari. Center back, winger. Hai să încercăm să-l dăm pe Marin. Este fix la aceeași cotă cu Bauza, doar că e mai bătrân un pic. Ia 1.500.000. Dacă acceptă, vor 2.100.000. Po, nu. Nu-mi place așa. Nu încercăm să-l dăm pe Cardozo. Fără banii ăștia, dă-i încolo, bă. Unde sunt, mă? Nu, maxim. Încă 100.000 maxim. Și mai dăm 15%, țac. Na, nu, dăment, nu. N-avem bani de canată. Așteptăm să se vândă Blanco. Și se pare că pleacă până la urmă Blanco pe 1.300.000 la Konyaspor. Eu zic cu o afacere destul de bună, primind chiar un A, ceea ce e foarte bine. Haideți să vedem, nu, mai dau un pic advance, până la meci. Sper să pot iar să negociez cu Bauza, chiar ar fi bine. Hai, te rog eu și nu putem, mamă, nu putem. Asta e, îl luăm după ce jucăm contra lui FCU. Asta e, mai ne uităm, cine știe, poate joacă prost contra noastră.
ca să luăm. Ar fi bine, chiar ar fi bine. Hai să jucăm meciul. Asta este formația. Toma în poartă, Toma pe dreapta, Toma la mijloc, Toma în apărare. Avem 5 de Toma efectiv în primii 11. Bailey acolo în apărare, Elec pe stânga, Cicâldău Albu, Marin pe stânga și cu Andrei Ivan. Asta este formația noastră la FCU. Văd că joacă Bauza. Da, o să fie destul de interesant de cu formația cea mai bună FCU, văd. Haideți să vedem. Și începe meciul. Prima atingere, debutul lui FC Brazilia în Superliga. Sperăm la un debut cu dreptul, să n-avem probleme aici la primul meci cu FCU Craiova. Deja greșesc pasa, am început bine, da. Punește pe gola FCU, trebuie să ai mare grijă aici. Au jucători foarte, foarte tehnici. Bauza acolo pentru Button. Button trece ușor acolo, destul de ușor, dar ne apărăm bine. Cicâldău acum pentru Toma. Toma joacă jos pentru celălalt Toma. O fi frate-so, mama lui, că avem prea mulți în echipă. Cred că mai vând din ei ca să termină o dată cu nebunia asta, că o să fie jale. Toma acum pentru alt Toma. Bă, mâncăvaș. Eu nu pot să comentez meciul ăsta. Eu nu pot să comentez meciul ăsta, ești nebun la cap. Bauza cu mare grijă! Și scăpăm cu fața curată din acest atac al lui FCU. Până acum două ocazii destul de importante din partea ambelor echipe. Trebuie să punem mai multă presiune aici. O, ce gafă era să facă Albu, fostul jucător al lui FCU. Unul dintre capitanii echipei, într-un fel. Toma acum pentru Toma, care ajunge în careu. Toma pasă la celălalt Toma. Cicâldău acum. Cicâldău cu un șut. Face acolo puțin lag. Apără Popa. Bun șutul lui Cicâldău. Foarte, foarte bun șutul lui Cicâldău. Păcat că nu intră în poartă. Avem corner. Vedem cum o să-l executăm. Hai, Toma, să-l baci tu bine. Cicâldău cu capul. Bine, Toma recuperează din fața lui Bahasa. Cercăm aici o contră, dar n-avem tehnică pe partea aia, din păcate. Nici FC1 nu se descurcă prea bine. Meci echilibrat până acum. Meci echilibrat, dar totuși vreau victoria. Vreau să începem cu o victorie. Chiar dacă jucăm contra unei candidate la play-off, vreau să începem cu o victorie. Hai, Elec aici, avansează foarte bine acesta. Cicâldău din nou luat acolo tare și din nou pierde foarte ușor balonul. Este pauză, din păcate n-au fost prea multe faze de poartă. Așa că eu zic că e timpul pentru o schimbare. Îl băgăm pe Cardozo în locul lui Toma. Nu prea a jucat nimic și jucăm așa cu Ivan pe dreapta. Ba nu, jucăm cu Ivan pe stânga. Nu l-am, hai, punem l-am, asta e că nu-i scade. Hai, poate e mai bine așa, poate e mai bine așa, îl băgăm și pe Cardozo. Asta aici, trebuie să fie mare grijă la acesta, intră în careu Ganea, acum în careu Ganea. Ne apărăm foarte bine acolo. Marinule, dă-o mama măsii de preluare din nou Bailey. Oh, ce m-am speriat aici, ce m-am speriat aici. Toma acum pentru Cardozo la prima atingere. Cardozo pasează către Elec, voiam pentru Ivan eu să paseze, dar acum na, asta e, dacă ajungi la Elec, ce să facem? Elec acum pentru Ivan, Ivan în careu, Ivan centrează cu capul acolo. Nu vrea, bă, nu vrea, nu vrea. Cicâldău pentru Ivan, Ivan! Uai, nu se poate, nu vrea să intre, nu vrea să intre. Începe mai bine repetita a doua, începe mai bine repetita a doua, ceea ce e foarte bine. Hai că se poate, hai că se poate. Ia încercăm aici să batem la scurt. Bailey cu capul. Hai, șut-o. Aha, centrează acolo. Intră în careu acesta. Mare grijă, bară. Oh, ce ratare aici am mâncat. Maică. Scăpăm. Din acest atac al lui FCU. Foarte, foarte periculos. Avem noroc mare, noroc mare acolo. Cicâldău acum pentru Ivan. Ivan trece acolo. Ivan, power shot, gol! Aia zic! Aia zic!
1-0, mă! 1-0! Fantastic aici, Ivan! Nu știu de ce nu se apără acolo jucătorul FCU, dar... Mă, cât de slab s-a apărat, incredibil! Dar power shot-ul lui Ivan aici, la scurt, pe jos! 1-0, marchează Andrei Ivan, se pare că e mai ușor așa decât din penalti. Bine, bă, bine, 1-0. Primul gol din această carieră. Sa, e în stânga, joacă cu Bauza. Mare grijă la Bauza. Bailey, încă o dată, zeu. A jucat Bailey ăsta fenomenal meciul ăsta. Deci fenomenal a jucat. Și Cîldău acum pentru Ivan. Marcatorul golului continuă. Aici Ivan are viteză. Bun, Andrei Ivan se duce bine. Se duce bine. Încearcă o centrare pe la mama naibii. Bine aici, recuperează Cîldău. Da, e singur, e cam singur Cîldău. Dar se descurcă foarte bine acolo. Pasa, din păcate, e greșită. Pierde în șansa unui contraatac foarte bun. Rămâne FCU, echipa care domină în aceste momente. Caută egalarea aici, la noi acasă. Sperăm că nu o să se întâmple acest lucru. Toma se apără bine, dar cu noroc rămâne mingea la adversarii noștri. Achim acolo, ce scudriving-uri ăștia. Baton ele, încă o dată se apără bine și pornim pe contraatac. Ivan acum pasează către Cardozo. Cardozo din nou pentru Andrei Ivan, care are viteza acolo superioară față de negru. Continuă acesta. Ivan pasează către Toma. Aoleu, ai de capul meu. Aoleu, ce fusutul ăsta. Ce fusutul ăsta. Incredibil așa ceva. E incredibil așa ceva. Doamne, ce șut slab. Doamne, ce șut slab. Se termină meciul 1-0. Câștigăm. Dar doamne, ce șut slab. Ofertă pentru Toma de 640.000. Îl dau. Îl dau că avem prea mulți, mă doare capul. Cât de buni ori fie, nu știu, e primul meci. Nu pot să zic că m-au, că n-au jucat sau că au jucat bine. Nu pot să zic, nu pot să mă pronunț. Dar sunt prea mulți, mă doare capul dacă avem atât de mulți în echipă. Pe bune vă zic, chiar mă doare capul dacă avem atât de mulți în echipă. Hai să vedem dacă putem să luăm pe Bauza, pentru că totuși a jucat foarte bine împotriva noastră. Și eu zic că ne-a ajutat enorm acolo la mijloc. Hai să încercăm să-l transferăm. Acum am avea și bani, zic eu, poate reușim până la urmă să facem un schimb tot cu Cardozo. Aș încerca, pentru că bă, nu prea juca nimic băiatul ăsta, cât timp l-am băgat și nu mi-a plăcut deloc de el. Dăm așa 600.000. Bine, mă, hai, acceptăm. Acceptăm. Avem atacant, îl avem pe Ivan. Poate, cine știe, o să mai luăm un jucător liber de contract pe poziția de vârf. Dar Cardozo ăla nu prea... Nu, efectiv, cât timp l-am băgat, nu a făcut mai nimic. Crucial, tati, normal că o să fii crucial. Cum să nu fii tu crucial? Pe 3 ani, fii aici la Brazilia. Mergem până în cupe, fără clauză, lasă-mă în pace. Fără clauză la Bauza, 3700. Și acceptăm, Juan Bauza este noul nostru jucător. Avem până acum doi jucători de la FCU, doi de la CSU, dacă stăm să ne gândim pe Ivan și pe Cîldău, chiar dacă Cîldău nu mai e, e prin Arabia în viața reală, dar a fost la ei. Da, chiar ăsta arate cât mai bine echipa. Avem meci cu FC Botoșani în deplasare și m-am gândit mai bine aici să îl jucăm... Dar, gen, un fel, să jucăm rezumatul meciului și nu mai jucăm meciul cu Sepsi din episodul, o să punem în episodul următor, ca să avem meci cu Sepsi și cu Faur să fie mai interesant episodul următor, cred că ar fi mai bine așa. Desigur, dacă vreți să continuăm seria, dacă o să vă luăm și acest al doilea episod, sper să vă placă. Hai să jucăm rezumatul cu Botoșan, dar hai să schimb ăsta, hiturile, bine că văzui. Bine că văzui că era jale. Era jale. Hai, play highlights. Îl băgăm și pe Bauza la debut. Sperăm să facem o partidă bună la Botoșani.
De obicei e greu acolo în deplasare cu Botoșan, mereu a pus probleme Botoșaniu acasă. Lovitură liberă pentru Botoșani. Ia să vedem, sperăm să n-avem probleme la această lovitură liberă. Hai, dă-i! Bine, bine, scăpăm, scăpăm. Tot la ei mă mâncavaș. N-am ieșit nici o fază. Pa, jucăm în deplasare. Jucăm în deplasare, na. Asta e. Logic că... mama mea, o să ai mai multe șanse decât noi, dar ne apărăm bine aici prin Toma. Dădu fault? Oh, dădu fault. Nu mi se păru fault ăsta. Nu mi se păru de eu fault. A, că nu băga ăsta în poartă de aici. Nu, eu refuz să cred treaba asta. Eu refuz să cred treaba asta. Refuz să cred treaba asta. Aoleo, hai să vedem. Prima noastră ocazie e Bauza. Aici continuă Bauza, bine. Bauza cu un power shot. Unde o duci mâncate artata? Bă, lău, bă, ce sunt cu șuturile? Care era asta? Ce sunt cu șuturile? Hai, dă-mi scurt. Tai de capul nostru. E bine, e bine, mă, că o luasem, o luasem. Mă, suntem în repriza a doua, trebuie să egalăm neapărat. Trebuie să egalăm neapărat. Suntem singuri aici, e singur Bauza, ce să facă? Ce să facă? Albu. Pentru Toma. Din nou pentru Albu. Albu... Albu, Toma, Toma greșește pasa, n-avem tehnică acolo, n-avem jucători la mijloc, că încă mai trebuie un jucător. Fai de capul nostru. Cred că o cam îmbuinăm cu meciul ăsta, din păcate. Hai mă, te ia la viteză mai lat, normal că-l ia mai lat, că mai lat e bun. Bine, Toma, bine. Tot Botoșanie, tot Botoșanie la... balon. Ia uite și tu. Ia uite și tu, Camara. Grijă aici, Florescu. Florescu. Ne apărăm bine. Se termină meciul. Nu cred, pierdem meciul. Pierdem în deplasare cu Botoșani. Bă, am avut oricum 3 șanse, da. Asta e, da, mai trebuie jucători, mai ales pe atac. Încă un jucător mai trebuie cel puțin pe atac, în locul lui Toma. Nu e ce trebuie acolo, din păcate. Să mergem acum acasă cu Kindia. Ia uite, prima ofertă. Dar nu pentru Toma ăsta, că ăsta e bun.